Sorin Grindeanu caută proprietari pentru spitalele CFR. 15 spitale și 22 de ambulatorii CFR deținute de Ministerul Transporturilor urmează să fie abandonate în cazul în care autoritățile statului nu găsesc cui să le transfere. Toate acestea vin după ce în urmă cu doar câteva luni Nicolae Ciucă a aprobat trecerea spitalelor sub tutela celor din conducerea locală, în mare parte PSD-iști și PNL-iști. Personalul medical din utilitățile ce aparțin CFR-ului a intrat în panică după ce Sorin Grindeanu a anunțat din nou că dorește să scape de spitalele pe care le are momentan în subordine. Astfel, angajații din rețeaua sanitară feroviară nu știu cine urmează să administreze spitalele, care reprezintă un patrimoniu al statului de sute de milioane de euro. Spitalele CFR au rămas în administrarea Ministerului Transporturilor din 2017, după ce au fost transferate pentru scurt timp Ministerului Sănătății. Din cauza unor probleme legale, unitățile medicale au revenit ministrului de la acea vreme. La începutul acestui an, guvernarea PSD-PNL a readus în discuție problema spitalelor. În luna martie a anului 2023, Nicolae Ciucă a aprobat transferarea spitalelor CFR de la Ministrul Transporturilor către autoritățile locale, afiliate partidelor PSD și PNL. În plus, singura precizare a fostului premier a fost aceea că unitățile medicale vor intra în subordinea altor ministere sau instituții cu rețea sanitară proprie. Ca atare, 15 spitale și 22 de ambulatorii ar putea fi lăsate de izbeliște de Grindeanu în cazul în care nu vor fi găsiți proprietari. În tot acest timp, autoritățile locale din București și Iași și-au manifestat deja dorința de a integra spitalele CFR în rețeaua sanitară proprie pentru a fi date ulterior în folosință universităților de medicină și farmacie. După ordonanța din martie aprobată de Ciucă, Guvernul și Ministerul Transporturilor au fost chemate în judecată. Printre problemele evocate de sindicaliști se numără aceea că aproape 5.000 de angajați din unitățile sanitare riscă să rămână fără loc de muncă. În cadrul procesului, instanțele au solicitat Guvernului anularea ordonanței, întrucât susțin sindicaliștii transferul spitalelor sub tutela unor instituții cu rețea sanitară proprie ar însemna încălcarea contractului colectiv de muncă, semnat între unități medicale și Ministerul Transporturilor.